cetățenii de 100 de ani încoace. Chiar ziceam cu Alexandra că suntem un pic obosiți. Dar nu neapărat că nu ne-am odihnit, suntem așa pe drumuri de mai bine de 3 luni. Da. Ghiozdanele astea grele. Să o mutăm dintr-o parte în alta. Da. A fost fain. În hotelul ăsta a fost liniște. Ieri noapte, adică ieri dimineață pe la 5, o bătut șnițele aici, dar am discutat cu domnul și nu s-a oprit. Da, ne luăm catrafusele și ne ducem. Mai dă, Alexandra, o privire pe supaturi. Acolo am eu... Acolo am eu impresia că... Da. Eu mă duc la baie. Ne străduim mereu să nu uităm. Uite, de exemplu, ca idee, uite ce am uitat acum. Un detaliu de ăsta. Știi? Telefonul. Da. Dacă le ai ambele, da. Da. Deci la fiecare hotel facem câte un check de ăsta amănunțit înainte să plecăm. Și ne ducem la gară. Sperăm să găsim bilet și să ne ducem spre Ela. Vor urma aproape 6 ore de călătorie cu trenul. Asta în cazul în care nu se întâmplă ceva. Ne luăm, la revedere. Thank you so much, sir. Yes, goodbye, goodbye. Thank you. Da. Hotelul a fost fain. A fost $12. A fost într-o zonă îndepărtată de centru. Deci în afară de priveliște și puțin confort, am avut foarte mult de bătut pe jos până în centru de fiecare dată. Acum luăm un tuk-tuk. Într-o oră și un pic trebuie să pornească trenul. Sper să ne încadrăm cu toate. Uite, autobuzul vieții, parcă nu mai vreau să le văd o săptămână măcar. Servit un nou autobuz. Ziceam că nu mi-e dor de ele, dar de asta mă bucur că nu e așa aglomerat. O să plătim foarte puțin, gen vreo 50 de bani până în mijloc. În mijlocul orașului. De acolo mai facem câțiva pași și suntem în gară. Și păcălim cu bani puțin călătoria asta. Da, sper să ne meargă tot așa. Deci cât ce am ieșit în drum, direct în autobuz. Dacă prindem și trenul. Am sărit din mers, ăsta a fost autobuzul nostru. Și acum suntem lângă zidurile închisorii în care am fost. Tocmai am citit azi dimineață cu Alexandra că avea o cameră unde se spânzurau oameni. Adică aveau pedeapsa capitală și era o cameră special destinată pentru asta. Și am văzut chiar imagini de acolo, e cutremurător. Deci dacă nu era destul de creepy treaba asta cu închisoarea, acum să știi că, să afli că, dai seama, de-a lungul a 200 de ani sau cât a fost deschisă activă închisoarea asta, câți oameni au fost spânzurați aici. Uite aici, Google-ul. 526 de oameni au fost spânzurați în... Și este la doua închisoare de camărime din Sri Lanka, adică era. Prima era în Colombo. A doua închisoare camărime din Sri Lanka, 526 de oameni spânzurați înăuntru acestor ziduri. Și dai seama câți ori mai murit din diferite... Da. Am avut noroc că am putut intra în această închisoare din cauza acelui concert care a fost în weekendul în care ne-am strecurat noi. Se numește Bogambara Prison. Da, scrie acolo niște chestii interesante, să încercăm să le citim. Și acum închis. N-ai ce să cauți. Interesant, oricum suntem fericiți că am avut ocazia să ne plimbăm liber prin închisoarea asta. Foarte bine punctat, liber. Da, foarte bine punctat. Îmi imaginez acum cu oamenii acum cum stăteau între zidurile astea și așteptau sfârșitul. Oare cum o fi să zici, bă, joi de la 2 ai plecat.
chiar aici în apropiere era un deal, unde prima dată acolo îi duceau pe oameni să-i spânzure, dealul spânzurătorii se numește. Și după ce s-a deschis această închisoare, s-a apucat aici acel loc. Și după aia nu te-ai lăsat să alegi, știi? Unde, dacă vrei pe deal sau nu. Ar fi fost mișto măcar, zi. Și toți deținuții care încă erau aici când s-a închis închisoarea, i-au transferat la o altă închisoare care s-a construit în 2014. A, deci nu le-a dat drumul. Nu. Da. Oricum, interesantă și tristă totodată povestea acestei închisori. Ce avem noi aici? Martori. Da. O dincașă casă. Da. Trebuie să respectăm fiecare religie, dar vreau să punctez că există și aici. Am văzut până acum creștini, hinduși, musulmani, budiști și acum martorii lui Jehova. Nu știu de ce religie aparțin, dar fără să fiu lipsit de respect, chiar nu știu. Ajungem în gară, văd că sunt tot mai mulți turiști, tot mai multe hello-uri în încercarea de a te agăța localnicii să te ducă undeva, să-ți vândă ceva, să... Da, și aici, după cum ați văzut și ieri în vlogul trecut, aici e casa de bilete imediat. Vom merge la clasa a doua, încercăm să cumpărăm bilete pentru ELA. Sperăm că mai sunt. Mamă, dar ce-i cu... Suntem încă la coadă. Jucăm la două capete. Alexandra așteaptă acolo la clasa a întâi, eu aștept la clasa a doua. Vedem care, cum și ce primim. Ok. Two tickets to ELA? Yeah, I waited 20 minutes here. Can you give me tickets to ELA? Yeah, you have to buy tickets count to 5. But what is here? Yeah, only reserve seats. Now reserve seats are finished. Thank you. Deci da, a stat degeaba acolo atâta vreme și acum trebuie să mergem să mai stăm la o coadă. Bă, e incredibil. Te stâmpiți, mă, dar cum mă să pui 7000 de astea? Dar măcar scrie acolo ce scrie. Dar ieri am fost la omul ăsta și a zis, bă, hai mâine la mine și-ți vând tichete, mă. L-am întrebat, poți să-mi iau online? Nu poți să-ți iei online. Uite, toată lumea își cumpără online. Intercity counter. Na. Că de unde să-mi dau eu seama că Intercity counter ăsta nu vinde bilete? E incredibil. Așa am pățit și în gara trecută, am stat la 7 cozi și de fiecare dată s-au schimbat. Da, nu scrie, scrie la fel ca și aici. Ticket to ELA? Now? Yeah. 11. But no guarantee seats, okay? Yes. How much? 1,200. This is second class? Yeah, and this is second class. Okay, thank you so much. What is second class? Aia ne cereau 36 de euro și noi am plătit 4.200, adică puțin peste 10. Da, pentru două persoane. Da, ne-am luat și bilete. Mergem să vedem cum arată, da. Mergem să vedem unde este trenul nostru. Aici văd că trebuie să arătăm, să prezentăm biletele. Number 2. Încă nu cred că a venit trenul. Sorry, Ela. Da, deci la poarta numărul 2 suntem. La peronul 2. Călătorie de aproape 6 ore și nu avem garantate locurile la clasa a doua. You will stay in the middle, okay? Okay, thank you so much. Da, deci se pare că trenul ăsta o să vină imediat și o să fie undeva la mijloc.
clasa a doua. Mă sperie faptul că nu avem locuri rezervate. Cum o să n-ai locuri rezervate la clasa a doua? Da, asta e viața, n-ai, până la urmă n-ai ce să faci. Trebuie să ajungem în Ela astăzi, să ajungem deja pe noapte. Și asta e viața. Ce zice Ale? Speram să... În picioare 6 ore n-aș vrea să stau. Poate prindem loc. Da, n-avem de ales, așteptăm. În gara avem un oaspete. Asta e treaba, așa merg lucrurile aici, ne place sau nu. Da, să știi că ne place. Adică e atmosfera interesantă, adică merită să experimentezi în viață odată așa ceva. Și ce că e cel mai frumos traseu cu tren. Da, ăsta o să fie cel mai frumos traseu pe care îl poți parcurge cu trenul în această țară. Și mulți zic că e printre cele mai faine din lume. Da. Să încercăm de data asta să stăm pe partea cealaltă, adică pe partea asta, pe partea dreaptă, în direcția de mers a trenului. Pentru că acolo cred că vom fi pe partea cu peisajele. Ajunge și trenul nostru, cu o întârziere de 10 minute. Clasa 3 e prima. Urmate de locul unde vom sta noi, probabil. Mamă, dar nu... Mamă, ce e aici? Păi nicio șansă să putem prinde un loc. Nu știu dacă o să fie libere până la final. Sperăm să fie totuși. Ar fi aiurea tare să stăm 6 ore în picioare. Dacă ne-ar rămâne, asta ar fi ideal, dar nu cred, nici nu pot să sper la așa ceva. Trenul s-a pus în mișcare, locurile nu sunt toate ocupate încă. Vedem ce se întâmplă de aici. Oricum e posibil cineva din următoarea stație să aibă rezervat un loc de ăsta și atunci... Da, să știm data viitoare să rezervăm online. Probabil același preț. Aici, aici, păi da, dar să încercăm de capul nostru. Acolo un domn polițist, s-a pus jos frumos și ales locul. Vedem care-i treaba. Suntem de ceva vreme de care, nu ne întreba nimeni nimic. E treaba bună. Deja suntem... aproape ieșit din metro scoară. Fizică. Da, mă bucur, e fain sentimentul să stai jos, nu ne așteptam. Haideți, vă rog să vă prezint pe cineva nou, noi prieteni. Hello Romania! Hello Romania! Yes, welcome! Thank you so much! Thank you so much! Da, domnul salută pe toți românii și ne urează un călduros bun venit în Sri Lanka. Thank you, sir! Da, ne-au prins până la urmă. Ne facem bagajele și mergem și stăm în picioare. Nu știu dacă vedeți, în următorul vagon. Și în următorul vagon toată lumea stă în picioare. Și acolo vom sta și noi. Da, e dezastru. Deci nu înțeleg dacă locurile astea sunt goale. I-am zis, vă plătim în plus. Lăsați-ne să stăm, dacă vine cineva și are rezervare, ne mutăm în altele, că sunt goale. Lasă-ne să plătim, nu ne lasă. Nu ne lasă și va trebui să stăm 5 ore în picioare, bă, nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Stăm de ultimele clipe de lux. Da, dar imediat următoare vom sta înghesuit cu 50 de oameni în picioare. O să fie dezastru. Suntem foarte dezamăgiți de treaba asta, dar n-avem de ales. Ne-am uitat la alte oportunități de a călători. În Ela și nu sunt. Pe drum faci tot așa foarte multe ori.
ne rugăm de oameni ăștia să nu ne bage chiar în partea aia altă, că acolo e, e chiar groaznic, nu se poate sta. You can't go in there. Ce zici? Uite cum stăm. There is no place, sir. No place. Bă, nu pot să cred, nu pot să cred. Ce să mai vinzi, omule, aici, că nu putem sta. Acum e cam așa. Peisajele, într-adevăr, sunt frumoase, da? Ca să nu stau oamenii ăștia aici. Ca să nu stăm noi. Incredibil. La jungla devine tot mai junglă. Tot mai mult verde. Tata frate. O să ajungem cu bine. Lucru pozitiv pe care îl experimentăm acum e că se răcorește. Trece prin niște păduri de pini imense. Ia uite. Și răcoarea se face simțită. Cu asta ne consolăm. Nu ale? Trecem peste nenumărate poduri. Vedem ape curate, râuri curate, albastre, pline de pești. Da, starea noastră devine din ce în ce mai pozitivă pe măsură ce vedem natura asta frumoasă și suntem conștienți că situația în care suntem e doar trecătoare și vom ajunge în rai. Bine, în raiul de pe pământ. O fostă gară, probabil, dintr-un sătuleț de aici. De ce copaci? Stație. Mai vin oameni să mai dau și jos. Dar noi tot așa stăm. Dar e fain. Transpirați oricum, e interesant. Odată în viață e fain să fii pe aici, dar nu, a doua oară, nu. Mai vin cu trenul, dar nu aici. Uite acolo frumos, s-a dus omul, băiatul, domnul ăsta care stă aici jos, care e un om foarte de treabă, s-a dus să... No, we are sorry because you let us here. Thank you. Și-a luat omul apă. Frumos. Galbona. Hai, în ce așa că se duce trenul fără tine? Nu are treabă. Bunile mele. Da. Asta arată micuța gară. Din mijlocul junglei din Sri Lanka. Da, oamenii sunt faini, oamenii sunt faini. Și asta e tot ce contează. Se joacă domnul ăsta cu fică, s-au prins amândoi câte o bucată de vegetație și se băteau cu ea. Așa zi, drăgălași. Mi-e dor și mie de Patricia. Munte aici, am văzut o stâncă imensă. Stâlpii de curent. Dar cum arată stâlpii de curent în Sri Lanka? Norocul meu s-a schimbat. Sunt în continuare live pe YouTube. Imediat o să trecem prin plantații de ceai. Am schimbat și partea, nu mai sunt înspre junglă. Reușim să mâncăm?
Mi-am luat un Snickers. Costă 1 euro și ceva. Plăcinta asta e mai ieftină. Dar e foarte gustos. Bucuros că încă-s la locul meu. Suntem opriți într-un oraș, nu știu cum se numește. Da, lucrurile merg în continuare bine. Asta e imaginabil. Avea domnul tricou cu Armani. Că din 5 ore jumate se vor face vreo 8. Așa se cultivă la 1800 sud. Oamenii ăștia sunt fenomenali. Felul cum aranjează straturile astea, am impresia că sunt matematicieni. Și acolo Alexandra. Suntem în Ohia. Mai avem încă 100 de milioane de kilometri până la destinația finală. Hotelul acesta e superb. Este bine de ce să mai repare, undeva la 200 de grade. Da, zona este superbă. Am fost în Laos și în Cambodgia, unde era uscăciune. Să venim aici și să descoperim atâta verdeață, ne bucurăm tare, tare mult. Fără pod nu ajungem la Ela. Da. Am ajuns în Ela. Peisajele superbe. Extraordinar, cât de frumos. Călătoria e mai grea decât te aștepta. Foarte, foarte mulți turiști. Suntem în februarie. Nu te aștepta. Deci efectiv exagerat de mulți. Călătoria de 5 ore s-a transformat în 8.
ore, nu înțeleg de ce. Dar da, am ajuns, suntem fericiți, ne-am dorit să ajungem aici. Am trecut pe la cota 1890 de metri cu trenul. Acum suntem la cota 1000 și nici măcar nu știm încotro. Așa arată gara din Ela. Sperăm că avem semnal. Uite acolo, este sale de sport ale. Wow. Cred că am stat mai mult aici. Da. Uite acolo e un hotel fain. Trebuie să ne uităm cam. Dai seama cam ce vezi de acolo din el. Dai seama ce prețuri au. Da. Ne facem poză din fața lui. Încercăm să ne căutăm un hotel decent. Nu știu că am trecut. Păi n-am trecut, am venit să văd priveliștea. Da, e o gară micuță. Doamne, uitați cât turiști au adus. Deci trenul ăsta vine de două ori pe zi, ajunge aici dinspre Candy și aduce, nu știu, 200-300 de oameni odată. Poate chiar mai mult. Cred că mai mulți. Mai mulți? Da. Nu știu, ăsta e singurul minus, că suntem prea mulți oameni. Exagerat de mulți. Orașul foarte plin de viață, mai plin chiar decât ne-am fi dorit noi. Foarte multă gălăgie. Baruri. Buluc de turiști. Dar asta e viața. Bine că am ajuns cu bine. Că domnul ăsta face ceva bun de mâncare. Ne cumpărăm iară niște sărăcii de astea că ne foame și apoi vedem. Da, sunt bune minunile astea ce le-am luat. Dar nu că suntem pițoși sau că asta, dar extraordinar de multă lume aici. Deci oriunde te învârți, oameni peste tot, mașini, aglomerație. Mâncare pentru turiști, restaurante scumpe. Până și pe chestia asta am plătit cu 50 în plus. Deci era 100 în Candy, aici 150. Asta e treaba. Într-adevăr nu mai sunt autobuzele alea care circulă cu viteză pe care le vedeam în Candy. Dar totuși, ce zici, Alexandra, cum ți se pare? Îmi place muntele din fază, dar în rest ce e în orașul. Da, ziceam că nu sunt autobuze, uite la e. Deci arată fain. Nu zic că e urât. E frumos aici. Ideea e că noi ne așteptam să fie o locație, nu știu, un sat liniștit la munte în care să auzi pasărea cerului, să te bucuri de chestii de genul. Nici într-un caz bulucul ăsta de oameni și claxoane și... Da, mă rog, probabil n-am cercetat noi suficient și aia e problema. Cum ne-am găsit hotel decent la 3 km 700 de oraș, ne-am luat acest tuk-tuk pe care îl plătim aproape 2 dolari până acolo. E scump, mai scump decât ar trebui, dar suntem prea obosiți să mai mergem pe jos sau să mai căutăm altul. Yes. Rock, okay? Here left? I think, yeah. Here down? No, not here, I think here. Yeah. Yes. Nu prea e mare lucru de făcut aici. Așa că să ajungem doar pentru a ne odihni. Mai vedem ce mai facem în zilele următoare. Da, păi pe aici trebuie să fie. Am ajuns la minunea noastră. Asta a fost bolidul care ne-a cărat până aici. Locația e superbă, într-adevăr, dar nu știm dacă e asta. Oricum aici trebuie să fie undeva. Se aude muzică în surdin. Nu chiar în surdin. Happy Lau. Mă, dar are țeapă sau unde e Happy Lau?
râsul fericit. Sir, hello. This is Happy Love. Here. Yeah. Okay, thank you. Deci coborâm, ăsta e râsul fericit. I-a sărit în, în dinte la Happy Love. Se aude muzică tare. Hello, we have a reservation. Yes. On booking, hello. Yeah, booking. Yes. Booking.com? Yeah. Booking.com, Hostel World, Airbnb, Agoda. What is booking? Booking.com. Booking.com. Hora Ale? Yes. Nu cu pronunțat bine numele. You have booked now? Yeah. Okay, please sit down. Can I get your passport, please? Yeah. We Do you have hot shower? Yeah. Okay, that's good because we are all day in the train. We are so Can you do this later? I leave you the passport here and give us the key because we are so tired. Okay, no, it's 1 minute, please. Okay. Frumos aici, super deal. Have a seat. I sit all day, sir. I came with the train. Ah, all day. Yeah. No, sit. Yeah. What about the music? Every. Yes, Tamil church. Ah, church. This Tamil is church. Church. Yeah. But not in the night. No, little time, 1 hour. Okay, okay. Să ne luăm în primire. Hotel Vinicii, turn to red side and huh? 5 or 10 minutes for a hot pot, okay? Yes. Turn to red side and 5 minutes. But it's with mountain view. Yeah, the looks room with mountain view. Yeah, yeah. Okay. Mamă, dar miros aici, ciudată ai grăsie. Aolea, ce e aici? Mamă, unde am ajuns? Unde am ajuns, mamă, e de viață? Și oamenii care le lasă review-uri să... Deci n-avem ce comenta, nu suntem în măsură să facem... Hai, mai du-te la aia-laltă. Asta-i camera. Da. Pentru asta am plătit. Ce zice Ale? Stai un pic să-l scot pe domnul. Yes? Red caravan, this one. Open the shower. Give me the 3-4 minutes. Ok. Da. Deci dușul vine în 3 zile lucrătoare. Așa, thank you. I leave the door open. Da, cam aici sunt să termin povestea zilei de astăzi. Suntem terminați. În mod normal aș pleca de aici. Deci în mod normal aș pleca. Înțeleg, care-i chestia cu alea de fier? Deci, care de fier? Alea, păi acolo te gață când te leagă și te schimbește, da. Deci, în mod normal, aș pleca. Deci, arată... Nu știu. Da. Vă mulțumesc tare mult că ați rămas până la final. Eu încă am rămas cu găsarul în spate. Alexandra e pregătită de la final. Nu uitați că ne ajută mult un subscribe, un like, un comentariu. Cu asta ne puteți susține. Vă mulțumim și până la vlogul următor. La revedere!